Bună ziua, dragii mei! Sunt tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Etalare pentru octombrie 2019, dar repet, la toate etalările, când mi-aduc aminte, nu uitați că noi acum preluăm mesajul. Efectul poate să dureze în lunile următoare sau poate lucrurile au început să desfășoare încă de acum o lună, două, în fine. Știți, am mai vorbit de lună nouă și la etalările acelea cu alege grupul de cărți. Poate acele să vă ajute cu anumite detalii. Sper că v-ați făcut temele, vă faceți temele în privința asta, v-am amestecat cărțile. Și ce am vrut să sară? Soarele, mai. Soare, dragii mei. Vă vine să credeți? Dacă nu vă vine să credeți, vă rog frumos să credeți. Că dacă nu credeți, soarele înseamnă credință. Da? Soarele înseamnă credință. Soare în suflet, cum îmi place mie să urez. Soare în suflet vă doresc și vouă. Poate să fie un copil pentru unii dintre voi, dar pentru alții poate să fie o persoană în semnul leului sau cu planete acolo, poate are Venus, Lună, da? Nu contează foarte mult, dar foarte solară sau care vă aduce multă bucurie. Soare înseamnă bucurie maximă. Interesant, că și parcă și anul și luna trecută ați avut tot așa o etalare foarte strălucitoare. Nu vă vine să credeți, se apropie. Vine soarele pe strada voastră. La capătul acestui set de cărți aveți Cavalerul de Cupe. Cofia având planete în semne de apă și în semne de foc sau în leu. Sau cofie invers, leu cu planete în semne de foc. Pentru unii da, pentru alții ba. Nu e musai să rezoneze hărțile astrale. Ideea este că cineva vine să vă ofere, uite, să vă ofere o cupă de dragoste. Și nu-i frumos? Care vă bucură. Vă bucură. Ia, a, și l-am văzut în timp ce am amestecat. Vai, doi de cupe, un suflet pereche, darmic, darmic, tot zic de darmă. Ne apropiem de... Ia, wow, aici sunteți voi. Karmic, darmic, oricum, vai, aveți de ales unii dintre voi. Ori aveți de ales între o balanță și cineva cu planete în semnă de apă pentru unii. Ori, poate voi aveți planete în balanță și trebuie să alegeți între... O viață solitară, o viață, poate o fecioară, evident, așa, și o viață în care începeți o relație, sau intrați într-o relație sau o persoană în semn de apă. Sper că am fost clară, da? E vorba de alegere. În general, îndrăgostiții reprezintă și alegeri importante în dragoste. Poate să fie și o colaborare la locul de muncă. Pentru unii dintre voi care aveți planete în semne de mai mult, nu doar de nu în semen, nu doar în semnul gemenilor, și în alte semne aeriene. Încercați să ieșiți dintr-o perioadă de izolare, și de tristețe și de răni sufletești și să vă echilibrați viața printr-o relație care e absolut totul pentru voi. Totul. Amândouă perechele, una lângă alta, în față cavalerul de cupe, în față soarele. Ce, Doamne, poate fi mai minunat? Ce poate fi mai minunat? Interesant este că și aici văd un leu. Cineva are planete acolo. Cu fi soare, cu fi Venus, cu fi Marte. Și se poartă așa, solar. E plin de acțiune, doritor să împărtășească cu voi emoții, chestii faine, frumoase. Se face într-un fel justiție divină, după niște răni, răni, conflicte, da? Pentru unii. Haideți să vedem cum se vor așeza cărțile. Mai amestec încă o dată. Am pus soarele acela pe undeva. Oricum, e interesant că parcă și luna trecută a apărut. Drăgălaș. Gemeni. Hai să tai să vă arăt cum tai cărțile astea. Nu cumva să credeți că le așez eu, nu știu cum, da? Sper că stă. Da? Gemeni. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Octombrie 2019, dragii mei. Ia să vedem.
A vrut să apară, a vrut să apară. Fecioara sau o singurătate. Vă simțiți, unii dintre voi încă vă simțiți singuri, încă trebuie să înțelegeți niște chestiuni din trecut. O poveste întunecoasă, niște răni, niște probleme de sănătate. Am mai spus, o mai spun, dacă nu e musa, e semn de semnul fecioarei, poate să fie acea călătorie spirituală prin care toți trebuie să trecem mai devreme sau mai târziu și mai ales acum când ne apropiem de 2020. Cea mai întunecoasă noapte a sufletului. Și această noapte e o călătorie de niște ani prin care treceți prin greutăți, tocmai ca să vă regăsiți lumina interioară, să vă găsiți răspunsurile la unele întrebări. De ce ați trecut printr-una și printr-alta? Nu știu. Nici nu știu cum să pun bate soarele. Cum să pun camera. Deci, în septembrie, în mod special, poate unii dintre voi v-ați simțit mai singur, deși cărțile arătau bine luna trecută, dar vedem de ce. Eremitul. Ce vă provoacă? Justiția, ce vă provoacă? Mai! Vă separați de ceva? Sau niște chestiuni care țin de tribunal, de documente? Aveți desemnat niște lucruri? Interesant este că este septembrie, dar se oglindește. Numărul, vedeți și voi cum se oglindește. Găsiți răspunsurile în septembrie, acum la sfârșit de septembrie, chiar poate chiar octombrie, și prin noiembrie începe să primiți, să se manifeste justiția sau separarea, eventual de această noapte, de această persoană, de această situație, da? Că nu e obligatoriu să fie persoană. Interesant. Deci, probabil spre sfârșitul lunii, spre noiembrie, se începe să se manifeste această dreptate pentru unii. Sunt curioasă pentru cine fac etalare acum. Că nu m-ați crezut nici luna trecută și totuși. Soarele trebuie să vină. Dar trebuie să vă separați de cineva. Sau să găsiți răspunsurile la acele întrebări existențiale, profunde, triste. Mergem mai departe. În trecutul îndepărtat. Iar, cavalerul de cupe. Cineva încearcă să vină înspre voi cu o cupă. O vi mai mică, mai mare, nu e asul, dar e o cupă. E parte din sufletelul lor. Cât poate, în funcție și de experiența lor. Cât poate. Cavalerul de cupe. Și evident că dacă sunteți în starea asta, unii dintre voi nu puteți să primiți. Și aici chiar justiția nu e foarte emoțională, că n-are cum să fie, că altfel n-ar mai fi dreaptă, corectă, da? Trebuie eventual, da, e de ce interesant mi-a venit acum așa o idee. Trebuie să vă echilibrați emoțiile, să vă echilibrați gândurile. Dacă până acum v-ați gândit la anumite lucruri, să le găsiți răspunsurile, să înțelegeți, probabil gata, acum trebuie să vă mai gândiți poate și la dragoste. Ca să echilibrați, da? Balanța. Interesant. Mai! A vrut să vină. Au vrut toate. Vi le-am arătat la început. Putea să nu apară dacă... Nu? Putea. Înseamnă că este un mesaj foarte legat de primul. De curând. Orum. Persoana, cum am zis mai devreme, cu planete în semnul leului. Sau pur și simplu se manifestă mai solar, optimistă, plină de credință. Vine și vă aduce bucurii. Poate să fie și trezirea voastră, da? Pentru că ați căutat în întuneric
Ați găsit soarele pentru cei care caută spiritual. Și provocarea este, de fapt nu e provocarea, de faptul că vă echilibrați, ieșiți din întuneric către lumină și atunci există echilibru logic, da? Că vorbim de justiție și logică. Frumos, frumos. Am zis, pentru unii poate să fie un copil, poate aveți vestea, poate ați încercat pentru foarte puțin. Ați încercat să rămâneți însărcinate unele dintre voi, ați trecut prin tratamente și în ultima vreme o medicație sau pur și simplu s-a întâmplat momentul și apare vestea cu copilul și vă echilibrați. Bine, asta e un mesaj mic, mic pentru, eu știu, una, două, trei persoane. Aia. Viitor îndepărtat? Mai. Doi de cupe. Ar fi cum ea să apară și îndrăgostiții. Nici nu mai știu cum i-am pus acolo. Doi de cupe. Viitor îndepărtat? Haideți să vedem. Viitorul apropiat. Asul. Aici sunteți voi. Nu asul. O fi și un as pe undeva. Sau trebuie să apară. Valetul de spade. Eu zic că sunteți voi. Începeți să investigați eventual cum să vă echilibrați. Să investigați cum să vă faceți dreptate sau cum să manifestați dreptatea, echilibru în viața voastră. Vreți să vorbiți unii dintre voi. Unii dintre voi vreți să vorbiți cu acest suflet. Perechea. V-am zis? E un leu aici, da? E soarele. Aveți acolo marcaj, măcar unul dintre voi, pe leu. În acest moment simt că această relație este ghidată de divinitate. Divinitatea poate fi reprezentată și prin justiție, da? Pentru că Iisus are și un caracter justițiar. Dar ieșim din zona asta. Poate totuși aveți a face ori cu o balanță, ori aveți planete în balanță. Și eu știu ce aveți în gemeni. Că sunteți mulți, nu? Oricum vă doriți să comunicați. E clar că este vorba de mesaj. Destul de direct. Dacă nu sunteți voi aici, poate că sunt ei. Și trebuie să-i scoateți, da? Foarte frumos, mulțumesc. Trebuie să-i scoateți din izolare. Toți avem o misiune specială în viața altuia. Și să echilibrați, evident. Și probabil că asta puteți să faceți discutând cu ei, ca să puteți manifesta această relație pe viitor. Poate să fie o colaborare la locul de muncă, evident. O prietenie. Deci relația aceasta foarte frumoasă începe printr-o comunicare destul de directă. Nu neapărat așa grea, intensă, profundă. Nu, mai lejeră. Gen gemeni. Despre una, despre alta. Lumeață. Lumeață, veselă, da? Poate și un pic emoțională, că avem un cavaler de cupe. Ia, interesant. Haideți să vă arăt și vouă cum s-a așezat. Ia să vedeți. Cam scârție scaunul ăsta, nu știu de ce, dar așa a venit apartamentul cu scaunul cu tot. Ia. Vedeți? Cum îi așezat. Simțiți? Păi am ajuns și aici, da? Se vede, da? E o verticală și o orizontală. Imediat o să o discut. Pentru unii dintre voi, nu știu ce planete, ce marcaj aveți, soare, lună, Venus, acolo, în gemeni, nodul nord, unde vi se pune, pentru unii, există un semn de apă pe vertical, cu care aveți șanse să colaborați, să vă împrieteniți măcar și să vă ajutați sufletele.
să vă susțineți emoțional, chiar dacă nu o să fie o legătură, eu știu, de care vom vedea, poate și în lunile următoare, important este că începeți să comunicați și să legați această prietenie sufletească de întreajutorare reciprocă. Când apare balanța sau justiția, vorbim și de reciprocitate, da? Și toată treaba asta îi vindecă. Relația aceasta vindecă. Izolarea asta, răceala asta în care o stat, e destul de rece în jurul eremitului, da? E ca un călugăr. Dacă nu sunteți voi, că sunteți de obicei jucăuși și veseli, or fi ei. Mai închiși în ei, mai obișnuiți cu oameni întunecoși, cu situații întunecoase, din acest motiv s-au și retras. Poate n-au mai avut nici relații de ceva timp. Și prin voi, repet, orice planete ați avea sau aspecte, prin comunicarea cu voi, mai jucăușă, mai veselă, se trezesc sau vă treziți amândoi și echilibrați situația. Pe de altă parte, ce ar mai fi? Da, eu cred că unii aveți ceva cu balanța. Ar fi interesant. Haideți să vedem sfatul. Faitonul. A treia arcană, a patra arcană majoră, a patra. Și suflete perechi. Sfatul este să mergeți înainte. Eventual să-i ajutați și pe ei să meargă înainte. Dar dacă puneți bazele prin discuție, prin comunicare, în această perioadă, bazele unei prietenii, sfatul este să aveți încredere, da, încredere, credință, și să mergeți înainte. Pentru că probabil e ceva de lucru cu această energie, să o scoateți sau să ieșiți voi, depinde de unii de alții, din această energie. E total opusă soarelui. Da? Deci, faitonul. Sfatul este să îndrăzniți, să mergeți mai departe. De la prietenie s-ar putea să ajungeți la altceva. Unii, nu toți, nu toți. Pentru unii s-ar putea să fie o relație de destin. Pentru că faetonul merge către stea. Pentru unii, vă repet, de câte ori pot. Lăsați timpul, încercați să înmagazinați informațiile pe care vi le transmit și eu și colegii mei de breaslă aceasta tarotului. Și să vedeți în timp cum se manifestă, că evident că nu se poate întâmpla brusc și ceea ce zic acum poate se manifeste peste 3 săptămâni și voi nici nu credeți, nu știți că se va materializa. Dar trebuie să aveți credință, în primul rând, la mesajele măcar cele pozitive, măi. Exterior. Roata norocului. Exterior, cred că e această persoană jupiteriană pentru unii dintre voi. Jupiter ține de pești pentru unii. Și să știți că e interesant, sunt mulți gemeni care sunt atrași de pești și invers. Sau cu planete. E o cuadratură acolo, dar care atrage cuadratura. Chiar dacă nu-i pești, exterior. Această întâlnire cu acest suflet pereche cu care comunicați poate să fie alt semn de aer, da? Că tot avem justiție aici. Nu vă mai dau variante, că vi le-am zis în anterior, da? Să fie o întâlnire de destin. Această întâlnire să vă schimbe destinul. Și prin această schimbare să se manifeste justiția divină, da? Roata norocului înseamnă foarte multe. Foarte multe. De fapt, toate cărțile au mai multe înțelesuri. Roata norocului. Pentru unii, anumite lucruri vi se confirmă prin tarot, da? Influență exterioară. Și pentru cei care vreți să mergeți înainte, că ați văzut acest mesaj, ghidați-vă după busola
interioară, că aveți un soare undeva care vă susține, o trezire. Pentru cine o fi această etalare, nu știu. Exterior, roata norocului, întâlnire de destin, cu acest suflet pereche. De ce vă este teamă? De stea? Vă este teamă tocmai pentru cei care, dacă sunteți voi aici, în această energie, vă este teamă că nu veți găsi lumina. Dar e aici, v-ați apropiat. Probabil că trebuie doar să vă ridicați un pic privirea aici sau să aveți încredere, da? E aici. Pentru că și faetonul și eremitul caută steaua, își caută destinul. Însă faetonul este faza de după. Ai întâlnit, ai văzut steaua în depărtare, da? Eremitul a văzut steaua în depărtare, iese din izolare, își ia experiențele plus și minus și se mobilizează, o energie cardinală. E interesant că e o poziție leu vărsător. Probabil că în sinastrie aveți o poziție între, eu știu, aveți planete, unul acolo, altul acolo. Pentru unii poate să vă fie teamă de un vărsător, dar nu înțeleg de ce. Ar trebui să mai adaug nu știu câte cărți, dar vreau să mă concentrez pe simbolistica multiplă a fiecăruia. Steaua. Cred că unii încă nu aveți credință că se pot întâmpla lucruri atât de frumoase în viața voastră. Ați fost suspicioși și luna trecută. Unii... Etalarea a fost foarte frumoasă. V-am zis, poate să vină mesajul înainte să se manifeste. Dar dacă voi nu aveți credință, nu o să manifestați, clar. Clar! Pentru că steaua înseamnă și credință, speranță. Sau poate nu știți cum să-i scoateți pe ei. Dacă ei sunt aici, eremiții. Eremiții. Iar o chestiune de vindecare. Sufletească, evident, spirituală. Probabil că nu vă vine să credeți încă o perioadă că această persoană, întâlnire de destin, ar putea să se manifeste printr-o prietenie care... De fapt, reprezintă exact începutul unei relații de destin. Înțelegeți? Înțelegeți, da? Steaua. În poziția fricii. Păcat. Mai, ca și la fecioare. Da, iar, și avem și eremitul aici. Probabil că aveți acolo planete sau pe cineva cu planete acolo. Multe arcane majore. Asta înseamnă că lucrurile au început acolo să se manifeste și posibil să mai dureze până se manifeste aici. Pentru că arcanele majore reprezintă energia de deasupra, precum în cer, așa și pe pământ. Posibil va mai dura, dar acum, în octombrie, bine, am zis, timpul e fluid la nivel universal. Lucrurile încep să se aranjeze, îngerii lucrează, cum să vă face să vă întâlniți cu cine trebuie cu întâlnirea aceasta de destin, înțelegeți? Pentru că v-a spus cândva o dorință și posibil că vă este teamă că nu o să se împlinească niciodată. Și când vorbesc de dorință, vorbesc de dorințe vechi. Mai, vine dragostea, ce vă doriți? Această dragoste... Asul de cupe. Și am vorbit la un moment dat de asta. Asul de cupe. Vă doriți vindecarea a lor, a voastră, că e normal, că dacă voi nu vă vindecați, nu o să întâlniți nicio persoană vindecată. Dacă ei nu se vindecă, n-au cum să vă întâlnească pe voi în cazul în care voi sunteți vindecați. Vindecare. Dragoste de sine pentru cei care, da, cred că aveți. Dragoste. O nouă relație emoțională. Iar justiția divină, o nouă relație pe care vă aduce Dumnezeu în viață. Asta vă doriți, probabil că vă doriți acest semn de apă,
sau persoană cu marcaj puternic pe apă. Dar acest semn de apă arată pozitiv, că pot fi semne de apă negative și unele pozitive. Acest semn de apă arată pozitiv. Finalul, 5 de cupe. Probabil că cineva încă regretă un trecut, un trio. Nu vede acest suflet pereche, pentru că e în viitor îndepărtat. Poate că ei sunt, că e semn de apă. Poate ei încă sunt în această stare. Și voi trebuie să-i scoateți într-un fel, da? Hai să vedem ce mai arată. Mai, asul de bâte. Doi ași. Un început. Pasional, nu doar emoțional. Creativ. Intim. Și aveți o creștere practică, profesională pentru unii, poate la locul de muncă pentru alții. Lăsați în urmă niște ape tulburi, dar probabil mai spre noiembrie, cum am spus, mai spre noiembrie. Și mergeți către 9 de cupe. Ia uitați, mergeți către 9 de cupe. Ce scuze. Că sunteți voi, că sunt ei încă, vă gândiți la un trecut. Parcă am văzut un 3 de spade mai devreme, nu? Și asul de spade. Nu, se schimbă lucrurile. Chiar dacă nu acum, în octombrie, v-am zis, în octombrie încep să se așeze ca la domino. Ca la, eu știu, ca în mozaic. Se așează piesele. Nu vedeți încă imaginea. Proiectul divin. Nu-l vedeți. Dar încercați să nu stați în această energie și dacă cealaltă persoană stă, încercați să o scoateți. Pentru că e foarte important să stăm lângă cei de vibrație înaltă, ca să atragem și noi vibrație înaltă. Că rămânem cu ei, că nu rămânem... Măi, care e mai sus, să-l tragă pe celălalt în sus, nu să vă trageți în jos. Wow! Da, ia să ne uităm și la capătul cerului, la acestui set de cărți. Cavalerul de spade pe care l-am văzut mai devreme, ați putea fi voi, ia uite. Îmi spuneți. Voi, simțiți nevoia să vorbiți, iar valetul de spade. Despre o rană sufletească, despre niște argumente, lăsați pe cineva un trio, vă separați de un trio în care au fost argumente, da? Doi oameni rămân în spate, unul pleacă, da? Și aveți victorie. Poate cu acest semn de foc sau, bine, poate să fie semn de apă cu planete sau ascendent în semn de foc. Bani, nu vă fixați pe, da? Ideea e că aveți victorie. Ieșiți victorios și iaute, regele de bâte. Pentru unii poate să fie semn de foc, pentru alții poate să fie semn de apă. Poate unul dintre voi se manifestă ca un semn de foc. Puteți fi voi, da? Pot fi ei. Regele, doi regi. De bâte și regele de cupe. Dar oricum aveți victorie asupra unor argumente într-o relație probabil mai veche care v-a rănit. Și veniți repede și vă exprimați că aveți și valetul și cavalerul. Ce, Doamne! Și împăratul. În spate, da, poate să fie un berbec, un taur care are probleme noaptea, are grijă și face griji. Și ar vrea să meargă înainte. Să manifeste ceva nou cu voi. Că e semn de aer, posibil. Cred că sunt mai multe persoane aici în joc. Și da, se îngreunează și interpretarea. Sunt mai multe persoane. Cred că aveți și un semn de foc unii, aveți toate aceste persoane. Semn de foc, eventual leu. Cred că aveți și un berbec, un taur. Aveți și un semn de apă.
Dar, cred că cea mai mare șansă aveți trebuie să alegeți, că a fost alegere și mai devreme, între acest rege de foc și rege de apă. Împăratul am senzația că rămâne în spate. Nu știu de ce. Așa am eu senzația. Puteți să-mi spuneți dacă rămâne sau mă rămâne. Rămâne în spate. 8 de cupe. Poate totuși iese din situația în care e, dar nu cred că se cuplează cu voi, că e o persoană singură. Sunt multe variante. Îmi spuneți cum ați rezonat. Din seria aceasta de mesaje de la îngeri, încerc să vorbesc mai repede, că devine la un moment dat și plictisitor, 40-50 de minute. Ok. Ascultați-vă inima. Foarte important. Ascultați-vă inima. Este 1. Aveți 2 ași, am văzut chiar 3 la un moment dat și asul de spade. Puteți să dați înapoi. Și iar mă gândesc că totuși pentru unii semnul de apă sau persoana care vă emoționează, ascultați-vă inima. Cum reacționați emoțional în preajma cuiva? Vorba de emoții, da? Pentru că e o scoică. Sunt valuri, da? E o lume acvatică aici. Și iar seamănă foarte mult cu acest doi de cupe. Dar, repet, sunt multiple variante. Ascultați-vă inima. Vedeți cum cântă în preajma acestor persoane. Că e semn de foc, că este semn de apă, că e împărat. Ascultați-vă inima ca să puteți alege. Că așa sunt, gemenii trebuie să aleagă. E semn dublu. La capătul acestui set de cărți, ia uite ce aveți. Concentrați-vă pe dragoste. Concentrați-vă, vedeți dragostea. Chiar și acolo unde poate nu se vede, da? Omul acesta sau voi sau cine este trece printr-o situație pentru că trebuie să învețe niște lucruri. Și cartea care pentru mine reprezintă Twin Flames, suflete gemene, uniunea inimilor. Evident că fiecare va alege ceva. Nu pot eu să vă impun, să vă zic acum, să vă determin viața, viitorul. Nu fac așa ceva. Voi trebuie să alegeți. Iar suflete, perechi. Care se unesc într-o singură ființă, da? Care ființa aceea, de fapt, e relația dintre voi. Pentru că aveți și emoții, aveți și pasiune. Și aveți și dreptate. Însă, încercați să gândiți pozitiv, iar e o chestie de gândire sau de manifestare, n-ar trebui să vă fie frică de stea, de ceea ce înseamnă cartea, da? 28, iar poate vă spune ceva. Acționați de ca și când partenerul e aici. Ca să-l puteți atrage, mai ales când aveți de ales. Probabil că nu știți încă, dar ascultați-vă inima și cât stați singuri, purtați-vă de ca și când partenerul ideal este lângă voi ca să-l puteți atrage. Înțelegeți ce spun? Înțelegeți, da? Am mai spus ce înseamnă să acționați de ca și când partenerul e aici. Compasiune, romanță. Pentru că în preajma voastră, între acești oameni, trei, poate chiar și patru, eu știu, este sufletul vostru geamă. Celelalte sunt suflete perechi, unele darmice, altele karmice, sufletul vostru geamă. Dar trebuie să ascultați bine.
și să manifestați și să vă purtați de ca și când este aici, să vă gândiți cum vi-l doriți, cum îl vizualizați. Frumos. Ca să puteți deveni o singură persoană. Wow! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pe curând!